Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă rundă de dialog. E nevoie și de această dată de un demers continuu pentru a elimina problemele cu care ne confruntăm. Așadar, vom scoate cu insistență în prim plan situații și vom identifica soluții bune pentru ele. Ca de obicei, suportul cel mai mare în restabilirea dreptății sociale vine din partea sindicatelor naționale. Rămâneți în preajmă! Partenerii sociale au dezbătut recent, în cadrul ședinței naționale pentru consultări și negocieri colective, proiectele legii bugetului de stat pentru anul 2016, legii bugetului de asigurări sociale de stat pentru anul 2016, dar și legii fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală pentru acest an. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul curent prevede venituri în sumă de 31,3 miliarde lei, cheltuieli de 35,5 miliarde. Deficitul bugetului public național 4,3 miliarde lei cu o majorare față de executat 2015 cu 1,5 miliarde lei. În timp ce reprezentanții patronatelor s-au arătat nemulțumiți că nu s-au alocat mai mulți bani pentru reparația drumurilor și dezvoltarea agriculturii, sindicaliștii au insistat pe majorarea salariului minim pe țară, care a rămas neschimbat din octombrie 2014, când acesta a fost stabilit în mărime de 1000 de lei. Ce va fi cu salariul minim pe țară? El este în cuantum de 1000 de lei, stabilit deja de la 1 octombrie 2014. Pensia minimă după indexare este 949 de lei. Deci proiectul nu prevede careva norme ca să modificăm acest cuantum de 1000 de lei al salariului minim. Că normele care sunt prevăzute pentru salarizarea bugetarilor cuprind doar o parte din angajații bugetare, dar cea mai mare parte, peste 100 de mii, nu vor fi cuprinși de careva majorări în situația când știm care a fost inflația anul trecut, știm care va fi inflația anul curent. În replică, Octavian Armașu, ministrul finanțelor, a opinat că unica soluție de a majora salariul este reformarea sistemului. Nu s-au implementat reforme în ultimii ani, în special în ceea ce ține de structura administrației publice, eficientizarea instituțiilor statului. Și noi astăzi suntem cu un număr impunător de angajați ai statului, pentru care nu avem posibilități să le majorăm salariile. Deci unica soluție de a majora salarii este reformarea sistemului. Sindicaliștii au venit și cu un șir de alte propuneri la cele trei proiecte de legi, și anume majorarea indemnizației unice la nașterea primului copil de la 3.100 la 6.000 de lei și pentru fiecare următor copil de la 3.400 la 6.500 de lei, majorarea de la 9 la 15 milioane de lei a cheltuielilor planificate în bugetul de stat pentru odihnă de vară a copiilor, majorarea cu 35 de milioane de lei a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat destinate tratamentului balneosanatorial și al persoanelor asigurate, stabilirea ajutorului de deces în cuantum de 2.200 de lei, introducerea pensiei de bază în mărime de cel puțin 200 de lei, suplimentarea transferurilor de la bugetul de stat la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală cu peste 1.500.000 de lei, precum și stabilirea alocațiilor bugetare în mărime de peste 1 milion de lei pentru ramura silvică, reieșind din situația economică financiară în acest sector. 25 de ani în acțiune și solidaritate sindicală, atât marchează cele două sindicate din ramura construcțiilor din țara noastră și din România. Cu acest prilej, cele două federații, Sindicons și FGS Familia, și-au dat întâlnire la Chișinău pentru a realiza o ședință comună, dar și să semneze un nou acord de colaborare și înfrățire. Constructorii din ambele țări și-au punctat și de această dată scopuri și acțiuni comune care ar duce la îmbunătățirea stării de lucruri pentru salariații acestei ramuri. Printre proiectele comune ce se vor implementa în țara noastră se numără și Casa Socială a Constructorilor. Bunele practici, transferul de abilități privind negocierile colective, pregătire profesională, parteneriatul social, alte proiecte care le-am avut desfășurate pe parcursul acestor ani, le-am preluat de la colegii noștri. Și primul contract colectiv de muncă care a fost semnat cu partenerii noștri, Federația Patronatului din Construcții, ne-am ghidat anume de la ei. Acordul de colaborare conține dezvoltarea în continuare a celor proiecte care încă nu le-am reușit să le promovăm pentru membrii noștri de sindicat. În primul rând, fondul paritar pentru protecție socială, Casa Socială a Constructorilor, și avem foarte mult de lucrat împreună două comitete sectoriale, în pregătire profesională și elaborarea standardelor ocupaționale.
Oaspeții din România au menționat că relațiile de colaborare au atins o cotă impresionantă. Aceștia spun că sindicaliștii moldoveni au preluat o serie de practici de peste Prut, dar recunosc că și românii au ce învăța de la noi. Este important și pentru noi, dar și pentru dânsii. În primul rând, noi vrem să transmitem până la urmă ceea ce am făcut noi bun în România, în special în parteneriat cu patronii noștri. Am făcut acele entități bilaterale, în sensul Casa Socială a Constructorilor, Casa de Meserie a Constructorilor, lucruri care nu le-am făcut decât în favoarea salariaților din construcții și producerea materialelor de construcții, dar și în sprijinul patronatelor din aceste sectoare de activitate. Sunt foarte importante schimbul de experiență între România și Republica Moldova. Este foarte important pentru noi și de aceea astăzi suntem aici, să putem închega, dacă vreți, mai bine relația între noi și dumneavoastră. Niciodată nu suntem la zi cu totul. Schimbul de experiență între România și Republica Moldova este benefic pentru ambele țări. Ce aș putea să spun este că și dumneavoastră mai aveți multe de luat de la noi, dar și noi avem de învățat de la dumneavoastră. Constat că dumneavoastră sunteți o țară mai micuță decât noi, cât și sindicatul este mai micuț, dar sunteți bine organizați. Relațiile de colaborare cu țările străine sunt susținute și apreciate și de conducerea CNSM. Potrivit președintelui instituției, aceste relații vin să fortifice ideea că în comun se pot realiza lucruri mărețe și că schimbul de bune practici nu poate aduce decât progres și dezvoltare. Eu consider că sindicatul din construcții este o familie bine integrată și este un sindicat destul de puternic în orice țară, și în România, și în Bulgaria, și în Moldova, și în țările CSI, și în țările europene. Mai mult decât atât, problema în construcție este cele mai importante probleme care țin de competența serviciilor de securitate, igiena muncii, care prezintă un interes sporit pentru oamenii, calitatea serviciului care prestăm. Deci relațiile bilaterale sunt binevenite, dar noi încă sunt unele probleme cu relațiile între patronat și sindicat. La dânsi s-au stabilit mai bine Casa Socială a Constructorilor. Este un lucru reușit, probabil că s-au vorbit cu colegii de România care deja, dacă nu mă înșel, a 15 ani au implementat și mergem înainte. Delegația din România, formată din 60 de sindicaliști din ramura construcțiilor, s-a aflat timp de 3 zile la Chișinău. Deși numărul angajaților și întreprinderilor agricole este în scădere, acest sector își menține totuși importanța lui în cadrul economiei naționale. Astfel, în acest domeniu sunt efectuate o serie de activități care presupun și echipamente de muncă, care cel puțin în țara noastră nu respectă prevederile tehnice aplicabile în domeniul securității și sănătății la locul de muncă. Anual, conform statisticilor, mor circa 10 lucrători, fie intoxicați cu gaze din fântâni sau frigiderele de păstrare a produselor agricole, fie otrăviți prin inhalarea, ingestia și absorpția prin piele a substanțelor care prezintă un risc pentru sănătate. Inspectorii de muncă ai sindicatelor se arată îngrijorați de situația creată. Echipamentele de protecție la lucrările cu chimicatele sunt obligatorii. În caz când ele nu sunt asigurate sau nu sunt folosite, categoric sunt interzise activitatea. Noi am văzut depozitul vechi care prezintă un risc extraordinar și un focar în toate localitățile. Este așa prezent locuri cu așa focare, dar echipament practic care să asigure cât de cât cerințe de securitate la lucrările agricole lipsesc. N-are voie nimeni să pui riscul propria persoană și să iei viața cuiva, sănătatea cuiva. Deși situația este una destul de gravă în cadrul întreprinderilor agricole existente în Republica Moldova, totuși există angajatori pentru care sănătatea și securitatea salariaților este o prioritate. Se folosesc mai pe larg substanțele chimice, pesticidele, insecticidele, erbicidele, care desigur nu pot să dăuneze asupra sănătății lucrătorului dacă nu respectăm cerințele tehnicii securității la folosirea lor. Și de ce întreprinderea de rând cu aceea cheltuiește milioane de lei la procurarea acestor pesticide, o atenție deosebită atragem
și securității muncii, adică la oamenii care sunt antrenați în câmpul muncii cu pesticidele și cu alte substanțe care pot să-i dăuneze sănătății. Mijloacele de protecție, ele poate să varieze de la an la an, de la 150 până la 200 de mii. În schimb, asta îi protejează munca lucrătorilor noștri, sănătatea lor, fiindcă toți trebuie să înțelegem astăzi că mai scump ca sănătatea la om nu-i nimic. În satul Tăraclie, raionul Căușeni, angajații care activează în gospodăria agricolă spun că se simt mai protejați din momentul în care li s-a procurat echipament special. Mă simt foarte bine, deoarece sănătatea e imposibil de cumpărat și mă simt putere să lucrez tot ziua. Eu cred că trebuie să cumpere toți, deoarece sănătatea omului nu se poate cumpărat. Foarte merită, deoarece omul se simte mai bine și mai calificat. O altă problemă cu care se confruntă majoritatea agricultorilor este utilizarea incorrectă a echipamentelor de protecție. Și în acest sens, conducătorul întreprinderii din satul Tăraclia a apelat la experți care să-l ghideze în utilizarea corectă a dispozitivelor, care sunt 4 la număr, destinate diverselor tipuri de activități. Este o mască cu sistem de aer care se pompează automat de 200 de litri de aer în cască. Îi permite la om să se simte permanent într-o ambianță foarte bună, da? Și ce e de posibilitatea, întoarce în spate, prin sistemul de filtrare, da? Filtrează toate gazele nocive, da? Și ne dă totodată siguranță. Echipamentul dat corespunde toate cerințele europene care sunt consecutive în timpul de față, da? Și cerințele care este și metale folosite. El lucrează pe un acumulator cu bătăie de litii, care permite 8 ore de ore să lucreze. Lucrătorul dat și să nu aibă disconfort nici termic, nici chimie, deci că îi permite să-i deie. Are sistemă, da, de cască. Dacă el vrea să discute, este deschide, da? Aici este, noi putem vedea că vine aer care vine sub presiune. Mai departe. Sunt două supape de evacuare și este supapă de siguranță, care îi permite în orice eventualitate să rămâie permanent viabil, lucrător, ca să poată să lucreze și să facă ceea ce ne dorim noi. Întreprinderea din satul Tăraclia este unica în Republica Moldova care a procurat echipamentele speciale pentru protecția angajaților. Dispozitivele achiziționate sunt destinate pentru protejarea vieții și sănătății în cadrul activităților cu substanțe chimice, dar și prevenirii bolilor profesionale. Deja suntem anul 4 de studii, mai avem puțin și ne angajăm și în câmpul muncii, iar cunoașterea drepturilor la locul de muncă este o prioritate la etapa actuală pentru noi. Opiniile aparțin elevilor Colegiului de Microelectronică și Tehnică de Calcul din Chișinău. Aceștia au participat recent la o oră sindicală desfășurată în instituția lor de către Comisia de Tineret din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Deși inițial cam sceptici în ceea ce privește informația prezentată, totuși, până la finalul orii, elevii au rămas satisfăcuți de cele însușite. Acum ei se declară pregătiți, cel puțin la nivel teoretic, de a se avânta pe piața muncii atât din țara noastră cât și de peste hotare. Pe viitor, când o să fim angajați la serviciu, să știm ce drepturi avem și în caz că o să fie încălcări, să știm ce trebuie să facem. Acum de sindicat nu m-am auzit, însă la lecția de astăzi câte ceva am însușit și noi. Consider că astfel de ore sunt binevenite la noi în colegiu, deoarece ne învață foarte multe lucruri, mai ales pe viitor, când vom trebui să ne angajăm în câmpul muncii. Cu părere de rău, până acum nu am știut chiar ce este un sindicat. Am auzit, dar nu știam. Dar astăzi am aflat multe lucruri noi și am aflat ce este un sindicat, cu ce se ocupă și la ce ne poate ajuta. În cadrul discuțiilor, elevii, tehnicieni în devenire au aflat ce este un sindicat, care sunt avantajele de a fi membru de sindicat, precum și despre rolul acestuia în cadrul parteneriatului social. Tinerii prezenți astăzi, unii s-au dovedit a cunoaște câte ceva despre sindicat, însă o bună parte din ei, practic, au spus că nu cunosc ce face sindicatul,
care e menirea principală a acestei instituții cu numele sindicat. Sunt convins că după această oră sindicală, ca și după cele precedente făcute în trecut, tinerii vor cunoaște despre esența sindicatului, despre ceea ce face sindicatul pentru a-l apăra pe salariatul nostru. Formatorii sindicaliști cu experiență susțin că a fost destul de ușor să comunice cu elevii și asta deoarece aceștia s-au arătat deschiși spre cunoaștere, mai ales când este vorba despre drepturi și protejarea lor. Să transmiți informația către tineri este destul de lejer. De ce? Pentru că ei doresc să se informeze, doresc să afle ceea ce este nou pentru ei, ca în cazul unor tineri de astăzi. Deci ei doresc să afle ceva ce le-ar fi de util în viitor și asta este un plus valoare pentru că această oră sindicală le oferă această ocazie să-și îmbogățească cunoștințele, să afle mai multe detalii despre sindicate, care sunt oportunități care le vor avea ei pe viitor devenind membre de sindicat. Menționăm că ora sindicală este un proiect inițiat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova cu suportul financiar SIND Olanda și se desfășoară în toate școlile profesionale și colegiile de pe teritoriul țării noastre. Luna mai e a culturii. Pe lângă verdele croit în tot ceea ce vedem în jur, această lună mai aduce cu sine și Ziua Mondială a Culturii. Iar sindicaliștii din ramură desfășoară evenimente demne de menționat. De această dată, oamenii de artă din Republica Moldova și-au întrecut talentele și la sport. Ajunsă la cea de-a 15-a ediție, Spartachiada lucrătorilor din cultură a adunat și în acest an peste 170 de sportivi care au reprezentat cu durzenie centrele și organizațiile afiliate la Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură. Scopul Spartachiadei este de a promova un mod sănătos de viață în colectivele de muncă și instituțiile de învățământ din ramură, de a recomanda sportul drept mijloc de fortificare a sănătății, profilaxia bolilor în rândul membrilor de sindicat. Deschiderea Spartachiadei s-a desfășurat cu participarea activă a președintelui Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza, directorului Centrului de Muzică, Ștefan Neaga, Gheorghe Perjo, directorului stațiunii balneare Codru, Simion David, dar și directorului taberei Perlele Nistrului, Ion Munteanu. În cadrul Spartachiadei au fost organizate competiții la 6 probe. În urma unor întreceri captivante și acerbe, în clasamentul general pe locul 1, s-a clasat echipa sportivă din cadrul stațiunii balneare Codru, SRL. Pe locul 2, echipa sportivă din cadrul IPNA, compania Teleradio Moldova și pe locul 3, echipa sportivă a aparatului și serviciului tehnic al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. A urcat pe prima treaptă a clasamentului la campionatul național sindical de fotbal învingând cu scorul de 2-0. Vorbim despre echipa satului Cojușna, care s-a clasat pe locul întâi, repurtând victoria în fața albilor de la Grătiești. La nouă la cer astăzi. A fost greu meciul? Foarte greu. Tot campionatul a fost greu. Noi de acum ne-am deprins. De acum a doilea an la rând. Foarte frumos! Super, super a fost. Cojușna, ei, Atletico Madrid. Înainte, spre apus. Băieții au reușit o bună performanță jucând meciul de aur, ultimul din cadrul campionatului pe teren neutru. Astfel că echipa fotbaliștilor din Grătiești spune că nu se consideră înfrânte, locul 2 din campionat fiind la fel unul de cinste. Foarte frumos a fost, arbitrul a fost foarte bun. Ținut de ambele, nu a fost echidistant cu toate fazele, greșelile nu au fost de arbitraj, parcă tot a fost bine. Locul 2 oricum e câștig, avem loc de podium, fotbalul, mingea rotundă, așa e sportul. Pierderi nu suntem, permanent câștigăm. La sfârșitul meciului a avut loc ceremonia de premiere, la care au fost prezenți și reprezentanții Asociației Sindicale de Fotbal, precum și unii primari ai localităților reprezentate în campionat, dar și oaspeți de onoare, printre ei și Oleg Buza, președintele CNSM. Toate echipele premiante au primit din partea Forului Național de Specialitate cupe, medalii și diplome de categorii respective. Asociația Simajar de Fotbal Sindicatelor este permanent în găsire și căutarea locurilor bune și performanță în sport.
Vedeți, astăzi este și hram în satul Sereț și oamenii cu mare plăcere au venit să privesc un meci care se desfășoară azi pe teren. Sunt încă unele probleme care trebuie să fie amenajate, noi ne gândim să fie bine, dar eu consider că Confederația Națională Sindicată o depune toate eforturile să fie sport practicat în masă. Conform regulamentului campionatului, echipele care s-au clasat cu același număr de puncte se joacă un meci adăugător, meci de aur, pentru stabilirea campioanei în cadrul Campionatului Național Sindical la fotbal. Deci are loc meciul de aur din cadrul Campionatului Național Sindical la fotbal între echipele Grătiești și Cojușna. Menționăm că la 22 mai 2016, pe stadionul sătesc din satul Sireț, raionul Strășeni, s-a disputat ultima etapă din cadrul Campionatului Național Sindical la Fotbal, ediția 2015-2016, organizată de Asociația Sindicală de Fotbal din Republica Moldova, membru afiliat la Federația Moldovenească de Fotbal. După ce am vizionat împreună o serie de reportaje utile și mai ales de interes public, a venit timpul să răspundem și întrebărilor venite la adresa redacției noastre. Doamnelor, domnilor, rămâneți în continuare alături de noi. Urmează rubrica Sfatul Juristului. Mă aflu în concediu pe cont propriu. Doresc să aflu dacă în perioada acestui concediu angajatorul are dreptul să angajeze o altă persoană în locul meu. Și da, și nu. Totul depinde de durata concediului pe cont propriu. Evident că în cazurile în care salariatul solicită un asemenea concediu pe 2-3 zile sau chiar ceva, fi și o săptămână, cred că angajatorul nu o să încerce să angajeze pe cineva pe această perioadă. Durata, cu atât mai mult că asemenea concediu se acordă doar la cererea salariatului. El poate fi acordat, deci, până la, cu o durată de 120 de zile. Și am spus că și da și nu, deoarece părțile pot conveni de a suspenda contractul individual de muncă pe perioada acordării concediului pe cont propriu. Însă cu condiția, dacă durata acestui un asemenea concediu este mai mare de o lună. Și prin urmare, în cazul în care contractul individual de muncă este suspendat pe o perioadă mai mare de o lună, evident că angajatorul este în drept să angajeze o altă persoană pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu a salariatului aflat în concediu pe cont propriu. Dar este de asemenea important să reținem că pe perioada concediului pe cont propriu, locul de muncă se menține. Aceasta este constituie o garanție. Indiferent de faptul de durata acestui concediu, în cazul în care angajatorul a angajat o altă persoană, deci la întoarcerea sau la expirarea concediului pe cont propriu, persoana aflată în concediu are dreptul să revină la locul de muncă precedent. Aici cred că angajatorii trebuie să foarte atent, sau mai bine zis corect, să angajeze în asemenea cazuri pe cineva, deoarece el poate fi angajat doar pe perioada aflării în concediu. Mai mult decât atât, avem situații în care salariatul a solicitat un concediu pe cont propriu pe o anumită perioadă, însă, din anumite motive, el se întoarce din acest concediu până la expirarea perioadei solicitate. Deci, și atunci, în cazul în care nu va fi corect angajat persoana pentru îndeplinirea funcției persoane aflate în concediu pe cont propriu, evident că apar probleme. Oricum, legea specifică că angajatorul poate angaja doar în cazul în care contractul este suspendat, dar potrivit articolului 78 din Codul Muncii, suspendarea contractului în asemenea situații poate avea loc cu acordul părților doar în cazul în care durata concediului, cum am spus mai sus, este mai mare de o lună. Noi avem situații când pe o concediu chiar, asemenea concediu chiar și pe o durată de 10 zile,
angajatorul a angajat o altă persoană. Dar, cum am spus, aceasta nu constituie niciun pericol pentru salariatul care se află în concediu pe cont propriu, deoarece pe durata acestui concediu locul de muncă se menține, adică constituie o garanție juridică. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Eu sunt Rodica Vâlcu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Nu înainte însă de a face un anunț important. În perioada 27-28 mai, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în comun cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Municipiului Chișinău, va organiza cea de-a 6-a ediție a Târgului Locurilor de Muncă pentru Tineret, care se va desfășura în cadrul Forului pentru Meserii. Acesta va avea loc în incinta Palatului Republicii, Municipiul Chișinău, strada Marie Cebotari 16. Prima zi între orele 10-17, iar a doua zi între orele 10-15. Vă așteptăm la târg. Până atunci, însă nu uitați să răsfoiți în continuare ziarul Vocea Poporului, care vine cu informații utile pentru dumneavoastră. Totodată puteți da click paginii noastre de internet, sindicate.md, sau să apelați linia fierbinte a sindicatelor 0800 820 și scrisorile și mesajele dumneavoastră le așteptăm la adresa emisiunii noastre, dialogsocial@roncnsm.md. Nu uitați, stabilim adevăruri prin dialog social.